Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la episodul cu numărul 2 din seria noastră de Football Manager. Din nou aici, din nou cu Bayern, așa că fără mari discuții, hai să-i dăm bătaie! Ce stau așa, zici că mă simt ca Vadim aici? Tu nu vezi aici că atacăm de la stânga la dreapta și, bineînțeles, pitică nenorocită, du-te, dă-i gol, Davis, odată e penalti, domn arbitru, mulțumesc! Episodul de astăzi începem campionatul cu două meciuri destul de ușoare care a trebuit să ne pună puțin pe picioare, să ne ridice moralul, cu Werder Bremen și cu Augsburg. Două meciuri pe care zic eu că trebuie să le câștigăm 100%, pentru că după aia urmează Gladbach și Bayer Leverkusen. Două meciuri care sunt destul de greuțe, să zicem așa. După care avem Bochum și cu Underhacking ăștia, două meciuri la fel ușoare, după care iar urmează Leipzig, Freiburg, Mainz, trei meciuri destul de grele, urmând după și meciul cu Borussia Dortmund, care este cam centrul de echilibru, să vedem dacă reușim să facem victorie și cu ei. Trebuie să se organizeze și potul din Champions League, deci automat o să mai apară meciuri aici. Deci zic că avem nevoie de victoria asta cu Bremen, având în vedere că meciurile o să fie la o săptămână distanță, 9 zile, chiar putem să jucăm chiar cu squadul principal, fără să ne mai chinuim. Manuel Neuer în continuare accidentat, nu prea avem ce să facem. El și cu Guerreiro sunt accidentați și Tillman este în registre, doar că el a plecat deja în loan, deci nu ne mai ajută cu nimica. Aici avem o conferință, ne-au arătat ei mai jos, nu știu dacă, ba da, uite, o avem acolo, doar că am dat eu prea... pentru Werder Bremen, joacă cu Tel, care a plecat de la noi, da? Deci Tel este al nostru, Matias Tel, cost 84 de milioane, o să vină la vară și o să-l vindem probabil, sau poate îl păsăm titular în locul cu Kane acolo, facem un duo de la șmecher. Asta e echipa noastră, nu știu de ce este echipa noastră, stai. Stați o secundă că eu în loc să prezint echipa lor, am cam prezentat echipa noastră. Tel nu cred că are... Nu cred că o să joace Tel. Tel s-ar putea să fi plecat deja în loan. O să aflăm în curând. Avem aici niște de-astea summary-uri, nu știu ce, să ne cine ce aici. David Jonathan să meargă la cursuri intensive pentru germană. Da, toată lumea merge la germană, să învățăm germană, să fim acolo. Competition expectation. Să câștigăm Bundesliga, să câștigăm cupa și să ajungem în later stage, să fim cât mai departe în Champions League. Ce mai avem pe aici? Până facem noi astea, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe, un comentariu cu ce transferul să mai facem, cum vreți să vedeți formatul episoadelor. De asemenea, în descriere aveți Neba, Discord și tot ce mai e nevoie aveți în descriere acolo. Sony 10 pe Hellcase, cine joacă CS, jocuri ieftine, din nou pe Neba, folosind linkul din descriere. De asemenea, sub mine aveți și ăsta frumos cu Eneba. Deci este foarte ok. Se accidentează Buchmann între 5 și 6 săptămâni. Mai de capul meu. Este un CB. Voiam să-l folosesc ca rezervă. Nu prea mai putem să-l folosim. Avem și home ground players. Ăștia sunt jucătorii noștri de bază pe care îi putem evolua mai sus. Să-i ducem în echipa 1, în echipa principală. Paul Scholl, care... Ne arată rău, un CB care ar putea pleca în împrumut și să vină probabil la anul, nu știu. Ne apropiem de meciul cu Werder Bremen. Pontisto, uite, FCSB vrea să-l ia pe Pontisto Lom. Pontisto care este italian, CM, nu e rău și arată destul de bine. Destul de binișor pe partea asta aici, chiar nu e rău. LA Galaxy, ni s-a făcut aici un scouting. Și fines testul, Mazraoui revine și este capabil să joace tot meciul, ceea ce pe noi ne încântă foarte, foarte mult. Kim In-jae să intre în locul lui Delight, da, vrem asta. Berens cu pozitiv, da, vrem să jucăm pozitiv. Opposite instruction, showing așa, da, vrem și asta. Și tackle head harder, nu știu dacă vreau neapărat tackle harder, lăsăm așa momentan. Hai să facem echipa rapid. Nu o să joace Tel, o să joace Henry Kane, Musiala, Nabri și Müller. Nu o să joace Müller aici, îmi pare, o să joace Sane. Laimer cu Goretzka, o să joace Kimmich cu Goretzka.
Chimingeai Upamecano și în locul lui Pavardă să joace Mazra. Ui, unde este Mazraui, Mazraui, Mazraui. Nu prea este up totuși, așa că hai să jucăm cu Pavard, să nu îl accidentăm mai rău pe, pe al nostru. Newball, care este în loan, este la Stuttgart. Nu înțeleg de ce Matias Tel nu a plecat încă la noi. Știam că Matias Tel parcă pleacă. Parcă. Sau știu eu greșit. O să-l punem și pe... în locul lui portarul trebuie să lăsăm că nu avem un control. Ai mercom în Pavlovic. Cred că îl scoatem pe Pavlovic și așa avut niște note mai micuțe. Și cam asta va fi echipa cu care plecăm la bătaie. Sperăm ca Kane să facă un match bun. Portarul, mi-e puțin frică. Poate transferăm un portar. Mi-am pus câțiva pe lista acolo. Nu știu dacă o să-i luăm exact. Dar aflăm. Aflăm. Fulkrug on the weak side. Ok, da, vrem să-l ținem mai bine pe Fulkrug. Este un atacant Fulkrug, e la ei aparent. Engage damage to Knight, go outside and play on game. Nu, iar favorit așa. The fine expect a win. This is the match you should be winning. Make sure we do. Facem așa, e un match pe care trebuie să-l câștigăm. Exact ce am zis eu, dăm asistentul acolo. Și hai să vedem. Fulkrug cu Duchk. Line, Stage, Gross, Vaser, Stark în apărare. N-am apucat să văd și portarul, dar voi cel mai probabil le-ați văzut pentru că puteți să puneți pauză. Noi jucăm cu Oli, Pavard, Upamecano, Kimmichai, Davis, Goretzka și cu Kimmich la mijloc, Musiala, Sané, Gnabry și Harry Kane. Cam așa arată și clasamentul. Wolfsburg, Werder Bremen, nu Wolfsburg, ce am zis Wolfsburg. Cred că am mai zis Wolfsburg până acum. Începe mingea, posesia lor. Noi atacăm de la dreapta la stânga. Da, momentan, ei cam atacă, recuperăm prin Pavard și aici se încheie prima fază. Minutul 2, o fază pentru noi care pornește chiar de la mijlocul terenului. O construcție aici, Musiala, ia faza pe cont propriu. Foarte bine, Sané în careu, șutul lui Sané apără. Ori apără portarul, ori a fost o minge paralelă cu poarta și cred că a fost paralelă cu poarta. Pavard pentru Kimmich, după Upamecano. Avem aici pe Extended Highlight, pentru că mi se pare mult mai mișto ca să vedem toate fazele, să vedem și unde se mută jocul, să vedem și unde greșim când ne apărăm, dar și când ne luăm goluri. Ia să vedem aici, foarte bine Gnabry este acolo la pasă, Kimmich îl vede foarte bine pe Musiala, Musiala în fața golului, ratare! Mamă ce ratare Musiala! Bro, cum să ratezi de acolo? No, Deutsch. Stark, stai aici, cine era ăla? Mingeam posesia noastră, sper, da? Hai, vreau, mai vreau faze, mai vreau faze. Davis cu Mazraoui, deja Davis e obosit, îl mai lăsăm pe teren, nu putem să-l schimbăm minutul 15. E prea rapid, la pauză măcar, să intre Mazraoui, să joace o repriză cu o repriză. Chiar mi-ar conveni așa. Că nu avem un lb veritabil foarte mult. E Guerreiro care e accidentat. Care va fi dublajul acolo pe părți. Și duci în careu apără urât. Doamne, doamne, ce frică mie uneori. Davis, nu vreau să. Putem să facem 3 stopuri cu 5 schimbări. Nu o să facem așa ceva momentan. Vader cu duci. Recuperează Gnabry. Bă, foarte bine pe Gnabry. Este, cred că, a doua sau a treia recuperare pe care o face Gnabry. Și îmi place. Deși n-are bază pe defending, chiar îmi place. Goretzka, Upamecano. Episoadele astea nu prea le edităm. Nu prea am ce să editez foarte mult decât să vă tai faze, să las meciul. Parcă mi se pare că stric din esența jocului. Bine Ulric. Bine, 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 bine. Hai mai bine pe apărarea aia. Hai puțin mai bine pe apărarea aia. Hai puțin mai bine pe apărare. Pe un focus. Hai acolo, hai să ne apărăm puțin mai bine că... nu prea. Bun șutul, bun. Cum ziceam, nu prea are sens să-l editez. Dacă editez din el, parcă stricăm esența aia lui. Gen meciul ăsta în care îl vedem să punem doar fazele arătate. Adică parcă nu prea. Să tai ce fac eu pe acolo. Știu că sunt părți mai plictisitoare, dar despre asta este jocul în mare parte. Deci nu prea am cât să taie din el. De ce stau așa? Deci că mă simt ca Vadim aici. Tu nu vezi aici că atacăm de la stânga la dreapta și, bineînțeles, pitică nenorocită, du-te, dă-i gol, Davis, odată, e penalti, domn arbitru, mulțumesc. Așa, bun, a ieșit și banii de noi.
Dumnezeu să-l ierte. Este penalti clar 100%. Este VAR checking, dar trebuie să fie penalti awarded pentru că i-a pus piciorul în față, s-a văzut. Harry Kane în fața golului. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane the Hurricane. Bine, mă, Kane, mă. Harry Kane. 1-0, deschidem scorul. Primul gol marcat din campionat din Bundesliga este marcat de Harry Kane. Foarte, foarte bine. Păcat din penalti. Mi-ar plăcea mai mult să dăm goluri din faze. Nu știu, am impresia că penaltiurile sunt doar așa, dar și ele înseamnă goluri. Davis! Pasează, bă, Davis, bă, la pauză chiar îl scoatem că a cam luat-o așa în delulu. A intrat singur în careu să șutez de el repede. Înțeleg că are calități de atacant, dar totuși bol, bol, gol, Goretzka. Bun, hai să vedem puțin și reluarea. Centrează Kimmich la bara a doua, unde sare Goretzka peste ei și împinge mingea la bara a doua, la scurt, acolo lângă portar. Și reușim un 2-0 scurt. La pauză, cred că asta va fi scorul. Kane din penalti, Goretzka, Kimmich, galben. 3 minute de prelungire. Oare 3-0 la pauză sau 3-1? 2-1, hai să vedem. Pavard, Sané. Foarte bine pentru Harry Kane. Abri. Vine Davis. Asta am vrut să zic, îl vede bine pe Davis. Centrarea lui Davis la cap, cu cap acolo Harry Kane, cred că a fost. N-am apucat să văd cine a dat, dar este foarte bine. Este foarte bine. You're doing brilliant, mă bucur, jucăm foarte bine. Îl mai lăsăm pe Davis până în minutul 60, după care venim cu două modificări legere. Schimbăm mijlocul și puțin apărarea. Și după care mai venim cu o modificare și una pe la minutul 85, cred că e cel mai ok. Ca să mai tragem și de timp, să mai odihnim și oamenii. Pamecano! 3 goluri, 3 marcatori într-un meci de 13.000 de stele. Îmi vreau să zic meci de 3 stele, dar nu prea vrea să... Kimmich din nou o centrare. Goretzka acolo nu apucă să sară, dar sare cu Pamecano peste Linen și îmi facem 3-0. Un meci bun. Mă bucur. Posesia e la noi. Goluri acceptate 2.3 și chiar avem peste 2.3 goluri. Sané. Vine șutul. Zetter apără. Ok. Șuturi pe poartă 6, i-au avut doar 3, 6-10 șuturi în total. Dominăm. N-am apucat să vedem și posesia, dar eu zic că e o posesie destul de mare. Cât mai joacă aici. Să bem apă, nu uitați să beți și voi apă, pentru că apă este foarte, foarte importantă. Pamecano. Kimingeae, Goretzka, Nabri. Musial acolo pierde mingea destul de încet, dar Nabri recuperează. Nabri! 4-0! 4-0, 4-0. Veni și cu modificări. Am zis că vreau să-l scot pe Davis, pentru că e destul de obosit și vreau să intre și Mazraoui. Kimmich, pentru că are galben, o să intre cu Goretzka, cu Gravenberg. Și aș vrea să înlocuiesc și ceva în atac. Musiala poate să înlocuiesc cu Müller. Cel mai ok, așa vom face, momentan. Hai să vedem și confirme ce Bayer tactica. Da, vrem. N-am apucat să vedem reluarea, dar Nabri, din nou cu o recuperare. Cred că recuperează foarte mult, îmi place de Nabri. Își face foarte, foarte bine treaba pe partea aia. 4-0, minutul 56. Cred că putem să dăm mai multe. Cred eu că mai putem să marcăm vreo 2 sau 3. Mazraoui, te-am băgat să greșești. Dacă facem de-astea, nu prea o să mai intri. Gravenberg foarte bine intră și recuperează acolo, dar nu pentru mult timp. Mingea în posesia lor. Centrarea nu este rea. Dau și ei cu capul și apără Ulrich. Aproape să iasă cu ea în corner totuși. Merge bine. Posesia aparține mai mult lor, dar golurile sunt la noi, pentru că noi jucăm mai mult așa pe atac. Dăm și noi așa frumos. Hai să dăm și noi pe un balance, ca să nu ne mai... Aș da pe very attacking. Dar mie că luăm după și hai să nu luăm goluri. Poate facem un clean sheet cu Ulrich. Ar fi superb un clean sheet. Nabri văd momentan un meciului. Din ce am văzut pe teren, Nabri a cam fost top acolo. Și pe recuperări, exact ce ziceam, Nabri.
Face și faza de atac și faza de apărare foarte bun. Foarte, foarte bun. Va aici Fulkrug, un atacant bun, un atacant bun de careu. Și vine șutul, doar că apără Ulrich. Bun. Minutul 70, o să mai venim, cred că, cu vreo două modificări după faza asta. Bun. Bun aici, degajăm. În continuare merge la Deutsch, Grob. Lyman șutează pe lângă poartă și este foarte, foarte bine. Vreau să intre și de Light în locul, în locul lui Pamecano, dar văd că apărarea a jucat foarte bine. Gravenberg, Mazraoui, doar ce au intrat. Sané și Müller nu prea au jucat. O să-l scoatem pe Sané cu Matthias Tell sau Coman. Să-l băgăm pe Coman și cred că pe Kane cu Tell. Facem așa, încă două modificări. Și cred că am cam terminat modificările noastre. Că am făcut 32. Vine o centrare, respingem de acolo cu Pamecano. Mingea în continuare în careu, Duici. Șutează acolo și este bară. Păi, deci avem și puțin noroc aici. Se vede că ei atacă, ei atacă foarte mult. Vreau să intrăm și noi pe defensiv, că văd că nu prea ne... Focus, băieții, focus, că deja ne pierdem aici. Hai! Hai, poate luăm gol. Bravo, bravo, Uri, bravo. Aș fi vrut să-i dau lui Ulrich un shout-out de ăla, dar nu mai stau acum să-i dau. Hai, fără instrucții. Un corner de la Young. Centrarea nu este rea. Mazraoui ce degajează la nimeni, bă, la nimeni. Minutul 80, mingea în continuare la ei. Young. Lainen cu Friedli. Star cu un CB mișto. Poate îl pune și noi pe... pe lista acolo, că arată bine fundașul. Deutsch foarte bine, dar mingea rămâne în posesie. Ulrich apără. Bă, băieți, ce facem aici? Haideți. Ce-i asta? Pierdem foarte mult mingiile. De ce nu mai pasăm? Uite cât de obosit sunt ei și aleargă. Ultima fază ne aparține. Müller pentru Pamecano. Nu cred că apucăm să terminăm faza cu șut pe poartă. S-ar putea să se fluiere. Gravenberg. Pamecano întoarce mingea. Kimingeae. Îmi place cum e Mingeae acolo. Mingea. Pamecano, exact ce ziceam. S-ar putea să se fluiere. Nu știu dacă mai apucăm, că noi jucăm foarte mult pase. Da. Exact ce am zis, nu apucăm șut pe poartă. Noi în loc să atacăm, am întors mingea. Nu e rău, dar mă așteptam la puțin mai bine. Nice work, that's about of așa. Facem așa, asta vrem să văd. Un 4-0, să zicem acolo cât de cât meritat. Pentru că, na, Werder Bremen, minus 1. Noi, ăsta a fost și primul meci din campionat, din ce putem vedea aici. Bun, s-a accidentat Davis. Între 11 și 3 zile îl lăsăm la psihoterapeut aici și nu mai avem left winger, cred că. Ok, este puțin impres, foarte bine. Ulrich stelar, clar. 31 de pase, 88%. Foarte bine. 8.30 rating, 9 save-uri. Super bun. Ulrich, 35 de ani. Greuț. Greuți cu vârsta, trebuie neapărat un portar tânăr, așa că poate mai vindem ceva din primul 11, poate vin ceva oferte. Reward player, așa, good result, bun. Bundesliga preview, Holion Hessen, nu știu cine e Hessen. Aici sunt rivalitățile, Darmstadt cu Frankfurt acolo. What a debut for Kimingeae. Postează și cei de la noi de pe aici. Mai avem un match important cu Augsburg. Locul 3 care... ei încă n-au jucat. Ok. 4-0 aici ne fac laudele. Foarte, foarte mișto. Avem și meciurile pentru DFB Pokal. Daci Pokal aici. Hai să vedem cu cine picăm. St. Pauli cu Karlskrona. Wolfsburg cu Eintracht Frankfurt. Augsburg cu Nuremberg. HSV-ul cu Darmstadt, Mainz cu Hengden, Dinamo Dresden cu Werder Bremen, Elversberg, nu prea le pronunț eu bine, dar ok, Paderborn, Köln cu Armania or Leipzig, ok, Hertha Berlin cu Hannover,
Kaislu stârnăștea cu Hoffenheim. Și noi nu știu dacă suntem pe aici, Mühen cu Kiel. Ba da. Ultra or Bayern versus Hansa Rostock. Wow. Nu e meci rău, nu e meci rău. Schalke cu Bochum, Gladbach cu Borussia și cu Rosenborg cu Stuttgart. Deci noi să jucăm cu Hansa Rostock în cazul în care trecem de nebunia aia de echipă de acolo. Trebuie să se facă și potul pentru UEFA Champions League. Deci mai avem puțin de așteptat. Se apropie și meciul împotriva celor de la Augsburg și avem aici un mic raport bazat pe antrenamentul de săptămâna aceasta, unde Matias de Light 8.25 și Ulrich 6.40, ceea ce pe noi ne cam trage în jos acest 6.40. Upamecanu și Kimmich de asemenea foarte bun, 8 și 10 și una nota 8, extrem de bine. O să dăm aici un price really well, bam, ca să ne înțelegem bine cam cu toată lumea să fie acolo. Și o să-i dăm și lui aici, îi punem așa o mână și îl luăm cu ăsta. Pentru că e ok, așa, I'm glad you understand. Foarte ok, ca să încercăm să-l familiarizăm cu noi acolo, să zicem. Leipzig bate Stuttgart 2-0, ne cădem pe locul 3 pentru că a intrat Frankfurt, a câștigat cu 5-0 aparent. Wow. Ce meci bun au avut cei de la Frankfurt. Hai că se vorbește dacă e uneori. Bun, ne apropiem de meci, după care urmează finalul perioadei de transferuri. Așa că o să ne oprim după meciul ăsta și vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să facem un transfer, ce să aducem la echipă, niște sugestii. Aici nu putem să aducem chiar orice, avem un anumit buget în care trebuie să ne încadrăm, trebuie să mai și vindem. Și în săptămâna asta sper eu să facem ceva măreț, cât să mai atenuăm echipa. Team selection pentru Augsburg, ne dau aici o sugestie, noi o să o aplicăm, dar oricum înainte de meci o să facem noi cam tot ce trebuie. Pereț, sign confirm, deci a venit și Daniel Pereț ăsta. Portar, 23 de ani, eu căutam un portar în momentul ăsta, doar că l-am văzut pe ăsta că urmează să intre și am zis, bă, îi las pe aia de i-am pus acolo și cam atât. O să dăm team registration, o să încercăm să dacă putem să-l băgăm direct, ia să vedem, care ești? Pe ce l-a pus deja? Matias Ulrich, Nubel? Mă, ce? Nu. Stai așa, stați așa o secundă că nu... Pereți, sin confire. Ok. Da, îi dau așa. Știm registration, nu? Ca să-l bag pe pereți. Pereți care e accidentat sau de ce e cu roșu? Hai să-l băgăm pe pereți aici. Dar nu este gen... Nu... Pereți. Joshua Davis... Stanisic, Pavlovic, Müller, Musiala, Sané, okay. I-a băgat peste tot, ia să vedem. L-a băgat poate la echipa a doua. Ia să vedem, Pereț, Daniel Pereț, uite la ce mi l-a băgat la echipa a doua. O să-i dăm un confirm selection, bam, foarte frumos, ne întoarcem înapoi la echipa asta frumos. Confirm, yes, mergem înapoi. Dăm și add squad number, dăm auto number pentru că nu undo, submit numbers, da, bun. Nu mai stau să le dau eu numere că și așa nu prea ne uităm foarte mult la ele. Mai ales că pe unul nu pot să le schimb și este cam deranjant. Dortmund cu Bochum, Bayern cu Gladbach, meciuri interesante aici. Care pe noi ne pot avantaja. Deci să vedem oare cu cine joacă Frankfurt, nu joacă aici momentan. Cred că are în altă zi meciul. Cred că are meciul fix în ziua în care jucăm și noi, cred eu. Meciul cu Augsburg, s-au jucat și meciurile de Champions League, unde se fac acolo poturile alea, se pregătesc. UEFA Champions League Group Stage, avem aici pe 31 august. Deci în episodul viitor aflăm și grupa de Champions League, plus ultimele transferuri, ceea ce este bine rău. Wolfsburg bate Köln, Dortmund egal cu Bochum, foarte bine, și Gladbach bate Bayern, nu? Interesant. Interesant, nu pot să mă plâng. Niște scoruri bune.
Nu prea. 5-0 Hoffenheim cu Heidenheim cu Hoffenheim. 5-0. Se dau goluri, se dau goluri, așa că astăzi, în meciul de astăzi, în meciul de acum care urmează, trebuie și noi să marcăm măcar două goluri, zic eu că putem să marcăm. Totuși, sunt două goluri, nu cine știe ce câte. Exact ce ziceam și eu, Heidenheim 5-0 cu Hoffenheim este o surpriză pe care mulți nu o așteptau. Ceea ce este interesant acolo. Mainz cu Frankfurt și Bayern cu Augsburg. Două meciuri bune. Noi jucăm la 5:30 după amiaza. Vom juca pe zi. Finestestu, Davis nu poate juca. Guerreiro nu poate juca. Dar poate juca Mazraoui și cu Pavard. Frankfurt bate Mainz-ul. Se menține pe locul ăla. Un gol averaj de... Cât are un gol averaj destul de mare față de noi. Ne avem 4, iau 6. 7. Deci ar trebui să câștigăm cam un 3-0, zic eu. Daniel Pereț cu Wilrick. O să vedem noi în match. Lower line. Da, vreau să fim mai așa, mai ok. Hai să vedem pe team selection aici. Mazraoui cu Pavard, cred că exact așa vom juca. De Lai cu Kim In-jae. L-a jucat pe Upamecano, sincer. L-a jucat pe Upamecano, care a făcut un match foarte bun. Bănuiesc așa nu. De fapt merge și așa, dar o să jucăm mai degrabă așa. Mazraoui care acoperă mult mai bine dreapta. Și Pavard care acoperă mult mai bine centru. Dar o să jucăm așa că nu avem un left winger. Hai să dăm aici o comparație puțin. Comparăm cu Daniel Pereț. Ulrich e mai bun pe aerial, dar distribuția e ok. Shoot stopping 15, physical 13, speed, mental și așa. Deci 2, 3 nu prea sunt foarte, foarte detașați. Mă așteptam să fie ceva mai diferențiați aici. Nu e rău, nu e rău. 23 de ani din Israel, Daniel Pereț. Aș vrea să-i văd și înălțimea, unde știu că îmi scrie parcă înălțimea sau trebuie să mă duc eu. 6-3 cu 6-4 e puțin mai înalt. Right only. Hai să jucăm puțin și cu Pereț să vedem cum s-ar descurca. Neuer. Nu, mă enervează că nu merge scrollul uneori aici și trebuie să stau eu cu mereu cu mâna pe aici. Neuer este accidentat. Unde sunt pereții? Nu sunt aici pereții? Guerreiro, Coman. Vreau să selectez eu aici atunci pe Ulrich. Mă, de ce mi-l pune pe ăla la... Ok, filtre. Doi de squad, că văd că altfel nu e. Kainz. Unde l-a pus, mă, la Under 19? Sau sunt eu chiar și nu-l văd, gen? Și el e de fapt aici cu noi. Nu e. Avem aici o groază de portari. Uite, Daniel Pereț. De ce este înregistrat aici? Bine, Pereț. Bine, Pereț, ce să mai... Bun. Vreau să facem așa acum. Și Daniel Pereț o să joace meciul ăsta aici. Tell. O să joace tot Henry Kane. Müller va fi din nou aceeași rezervă. Manabri acolo a fost super. Aș vrea de data asta să-l încercăm pe Coman. Să vedem cum s-ar descurca. Musiala nu prea mi-a plăcut. O să jucăm cu Müller. Goretzka cu Kimmich foarte bune acolo. Deci eu zic că stăm bine. Jucăm tot la fel pe pozitiv. Nu vreau să ne batem capul foarte, foarte mult. Și începe meciul, formation, jucăm cam cu toată lumea, încercăm să și modificăm pe aici pe acolo, să nu se supere lumea. Avem și rezervere la pauză, o să intre Tel, o să intre, l-am băgat, o să intre Sané. Avem ce să băga. Mai țin portatul unui make full of home advantage. Clar, este important să câștigăm acasă. Avem meciul pe stadionul nostru. 4-2-3-1, formația noastră, o formație bună în joc. Formație șmecheră rău. Avem și formația lor. Berisha, cel mai greu de acolo. Gumni, un right back bun. Hai să înceapă și meciul ăsta, să vedem dacă reușim să câștigăm încă un meci. Cam pe control possession. Mingea începe la ei. Și o degajare direct la noi în careu și Mingea deja ajunge în posesia noastră în secunda 18. Sperăm ca Daniel Pereț să facă un meci bun. Ulrich, să nu uităm, a avut 9 intervenții în meciul trecut. Acum l-am schimbat cu Pereț, doar să vedem cum s-ar ține Pereții pe picioare. Dalman degajează, recuperăm aici cu capul.
Müller. Schimbăm și noi banda acolo în stânga. Pavard. Kimmich. Foarte bine acolo, protejează Gnabry și mingea trece la Mazraoui. Mazraoui intră în careu. Nu știu de ce n-a vrut să șuteze, să dea pasă de fapt. Ar fi mers acolo o pasă superbă în careu. Kimmich vine cu centrarea, să nu uităm din corner. Noi am dat un gol de light cu o recentrare. Müller apără Dachmann. Ok. Suntem puțin peste acolo. Un 3-0 ne-ar trebui să ne urce direct pe primul loc. Un minim de 3-0, iese Dachmann și prinde centrarea. Din păcate nu prea a fost cine știe ce. Müller capitan. Are o vârstă, nu știu dacă o să mai prindă și sezonul viitor. 33 de ani. Poate îl vine în costă deja sub 13 milioane. El e bun. În teren își face treaba, dar nu știu dacă o să-l păstrăm noi și sezonul viitor sau poate chiar din iarnă. Dacă facem Musiala treabă bună, îl băgăm la pauză să vedem ce știe și Musiala. Poate ne entuziasmează până la lacrimi, ne emoționează până plângem aici, așa efectiv să plângem din cauza lui. Și îl păstrăm titular de acum, în locul lui Müller. Gnabry. Foarte bun Gnabry, îmi place de el. Kane. A văzut portarul ieșit, un șut acolo, încercare. Nu pot să mă plâng, și aș fi încercat dacă eram în locul lui. Pa, merge bine. Hai să dăm aici așa un shoutout, un focus aici, un focus, așa vreau. Pauză. Pauză, intrăm 0-0. 0-16, am avut 0-38, am avut două cornere. Posesia e la noi. Deci trebuie să atacăm puțin mai mult. Very unlucky so far, I'm proud of everyone effort, keep going, we can win this game. Hai, putem să-l câștigăm, nu este greu. Ocazia avem, posesia avem. Ne trebuie doar șuturi pe poartă concrete, șuturi din care să obținem și un gol. Un gol, zic eu, care ar veni superb dacă l-am marca acum. Upamecano. Se plimbă puțin cu mingea pe teren. Nu este atacat, ceea ce ține acolo de minge. Obținem până la urmă autul, ceea ce e bine. Müller. Goretzka. Upamecano. Se întoarce foarte mult mingea în spate. Vreau să fim puțin mai attacking. Hai băieții. Hai băieții. Hai. Încurajăm aici echipa. Hai. Come on. Centrarea la Harry Kane. Sare și e posibil penalti. A fost o mână pusă pe umărul lui Kane, dacă ne uităm, oare dă reluarea? Awarded. Bun, a fost o mână pusă care l-a împins în jos. Hai să vedem, Harry Kane, eu zic că bate, uite aici, bate în aceeași poziție ca meciul trecut. Bine mă băieți, mă. Harry Kane, the Hurricane. Tot vreau de tot, mă. Bun. Bate identic portarul, în schimb s-a aruncat fix unde am zis eu. Ceea ce e foarte, foarte bine. E un galben pentru Pavard. Urât. Ne apropiem, suntem pe locul 3. Sper să nu se audă prea tare jocul. O să-l dau eu puțin mai încet de aici. Dacă s-a auzit prea tare până acum, îmi pare rău. Goretzka, Upamecano. Upamecano întoarce foarte mult mingile, vedeți? Stă foarte mult, întoarce în spate. E bun la cornere acolo, dar mi-e frică cu el să nu-mi greșească. Pamecano, Mazraoui, Goretzka, avansăm cu mingea la picior, jucăm un joc de pase bun. Pleacă Coman vine cu o centrare, nu. Se izolează acolo, vine Kimmich cu centrarea la Coman. Paralel cu poarta. Aproape să marcăm. Nu am fost deloc departe. Goretzka cam obosit, cred că o să facem modificare, o să intre Gravenberg. Păstrăm pe Kimmich de data asta. Harry Kane se întoarce aproape de gol acolo. Cum am zis, o să intre Gravenberg în locul lui Goretzka. Cam obosit Goretzka. Și o să-și mai fi făcut o schimbare aici în locul lui Coman, care a ratat. L-aș băga pe Tel. Hai să-l băgăm pe Tel în locul lui Coman. Bam. Eu zic că ok așa cu Tel acolo. Nu putem să-l scoatem pe Harry Kane. Avem nevoie de un vârf acolo autentic. Avem nevoie de gol. O să facem și o modificare în apărare. Mai stăm puțin, cred că prin minutul 75 după faza asta a venit și cu modificările din apărare.
Bine acolo pe apărare. Harry Kane nu are cu cine să joace, avansează de unul singur. Harry Kane o să piardă mingea, era logic, trebuia să se întoarcă să jucăm un joc de pase mai frumos. Hai să vedem și cu modificările din apărare. O să intre în locul lui De Light, pentru că are galben, nu de altceva. Și Pavlovic ar putea intra, dar nu-l băgăm. Ăsta nu știu ce caută aici. Am uitat să-mi fac banca, de, din păcate. Lucas Capado, care pleacă la Lask, ok. Ulrich și Laimer, care ar putea de asemenea intra în locul lui Pavard. Și o să facem și modificarea asta. Și mai avem o singură modificare pe care o să o facem probabil prin minutul 85. Mai tragem așa puțin și noi de timp, zic. Upamecano, Gravenberg, care are forțe proaspete. Henry Kane îl vede foarte bine pe Nabri. Mazraoui pierde mingea foarte ușor acolo. Foarte, foarte ușor. Mă așteptam la o victorie mai la scor, un 2-0. Mă așteptam să dăm 2-0 lejer, să nu ne chinim chiar atât de mult. Și venim și cu ultima modificare pe care am putea noi să o facem. O să intre Capado în locul lui Harry Kane. Și cam atâta. Astea au fost toate modificările noastre. Să prinde câteva minute și Capado merită. Nu are de ce să nu merite. Hai să nu ne egaleze totuși. Am schimbat pe apărare. Eu zic că ne-am cam întărit chiar. Eagle vine cu șutul și Perez. Ce intervenție! Bine, pereți. Pereți apără. Intră Capado. Ultima noastră modificare. Mi-ar plăcea acum să fim pe very defensive și pe un calm down. O ratare. Bun. Și ar trebui să mai avem noi o singură ocazie, culme, pe care o și avem. Nabri întoarce mingea destul de mult. Kimingeae. Mingeae la Kimmich. Müller. Mingeae. Mazraoui avansează cu mingea la picior. Centrarea nu este rea. Matias Stel cu capul peste poartă, peste stadion, peste meci, pe... A dat cu capul aici să înscrie în meciul viitor, ești nebun. Mai avem o fază, dar cred că se va fluiera cel mai probabil. Da, 1-0. Scurt. Slab. Mă așteptam la mai bine. Posesia la noi, pasele la noi. Golurile se așteptau mai multe, doar că șuturile pe poartă slăbuțe. Slăbuțe. Ceea ce trebuie să să vedem aici ce le zicem la băieți, pentru că nu este chiar așa. In the moment that you have to raise your performance level, trebuie să facem progres clar. Nu putem să jucăm așa. Avem nevoie de un progres acolo în atac. Un win e o victorie, victorie până la urmă. Dar cu 1-0, ratând atât de mult și neputând să ajungem să șutăm, nu prea este ceva bun pentru noi, pentru că poate alte echipe au aceleași ocazii ca noi, doar că ele înscriu și noi nu. Ceea ce va fi un dezavantaj maxim. Perez și-a făcut debutul, foarte ca lumea. Perez debut, i-a mulțumit pe Low. Bundesliga Roadshine at meu, nu știu cine este Rode ăsta. Rode este ceva de la ei cu care am jucat noi, de la Frankfurt, ok. Deci el a fost aici un spectacol pe CDM. Și aici avem un team schedule, un schedule, cum îi zic eu. Bun, noi o să ne oprim aici, pentru că ne apropiem de ultima perioadă, ne apropiem în ultimele zile de transferuri. Vă aștept în comentarii dacă vreți să transferăm ceva. Nu uitați de un like, de un share și un subscribe acolo, pentru că mă ajută. Comentarii cu cine sau pe cine să transferăm. Dacă nu acum, în perioada de iarnă, clar vom face transferuri, pentru că acum cam trebuie să rotim squad-ul și să vedem ceea ce avem la dispoziție. Cu ce ne putem descurca, dacă ne putem descurca și unde am avea noi cele mai mari probleme în cadrul echipei. Avem jucători destul de capabili. Momentan pe left back, right back simt o slăbiciune la noi acolo, așa că trebuie să îmbunătățim ceva, măcar la iarnă. Un right back mult mai bun decât Mazraoui și cu Pavard. Probabil o să vinem pe Mazraoui și luăm ceva mai bun în locul lui. Dar până atunci mai e foarte mult timp, așa că, cam astea fiind spuse, eu am fost Sony și până data viitoare, noi ne vom revedea cu siguranță la un clip și sigur seara pe un live. Pa, bă! Ăsta e refren ca la mine, nu găsi nu se leagă de piesă, nici nu trebuie să-l gândiști. Vizic de două ori ca să vă captezi atenția, că suntem în război și muzica e muniția. Ăsta e refren ca la mine, nu găsi nici nu se leagă de piesă, nici nu trebuie să-l gândiști. Vizic de două ori ca să vă captezi atenția, că suntem în război și muzica e muniția.